Karma te va lovi în plin în următoarele luni. Previziuni șocante pentru august și septembrie 2024 August și septembrie 2024, perioada de includere a carmei, atât la nivel global cât și personal. Secțiunea astrologiei karmice este foarte greu de interpretat și de înțeles, deoarece nu se bazează pe tranzitele și influențele planetelor reale, ci pe niște momente fictive care nu pot fi atinse sau văzute. Dar există această secțiune în astrologie, iar teoriile ei sunt adesea folosite în practică în analiză. Nu sunt un super expert în astrologia karmică, dar am avut niște gânduri, o anumită viziune despre ceea ce se va întâmpla la sfârșitul verii, începutul toamnei în lume și în spațiul personal de viață al cuiva. Vă rog să nu mă judecați strict pe baza evenimentelor globale probabile de mare amploare pe care le sugerez în această prognoză, deoarece nu sunt un specialist în astrologie lumească, politică, așa că nu luați informații despre evenimentele globale probabile pe care le auziți aici drept adevăr suprem. Eu însum recunosc că aș putea să greșesc și chiar sunt curios în ce măsură am atins obiectivul sau poate chiar l-am ratat. Așa că vom urmări. Dar informațiile despre scenarii care se pot desfășura în spațiul personal merită să le acordați atenție și să le notați. Astrologia karmică ne permite să vedem semnificația mai profundă a ceea ce se întâmplă, să înțelegem de ce este dat, care este esența marelui plan. Când ne dăm seama de asta, ne va fi mai ușor să trăim, să putem să alegem calea cea bună, să nu ne împiedicăm și să nu facem greșeli grave, mergând în direcția bună. Ei bine, hai să vedem! În această prognoză vreau să vă povestesc despre poziția axei mondiale a sorții, reprezentată de opoziția nodurilor lunare, dintre care unul, Chetu sau nodul descendent, simbolizează trecutul, iar al doilea, Rahu sau nodul ascendent, indică viitorul. Axa mondială a sorții determină tendințele globale, influențează tendințele mondiale la scară largă, dar ne privește și pe noi, obligându-ne, cel puțin, să ne integrăm în condiții noi, iar la maximum, ne afectează direct viața. Totul depinde de modul în care harta noastră natală rezonează cu o anumită axă mondială a destinului. Astfel, în august-septembrie, axa destinului mondial va fi împovărată de faptul că Chetu, trecutul, se va conecta cu un alt punct karmic, cu Lilith sau Luna Neagră, care reprezintă răul global, forțele întunecate, karma negativă. În consecință, chetu, împovărat, colorat, întărit de punctul răului, Lilith, formând o poziție cu Rahu, viitorul, va interfera cu mișcarea noastră evolutivă, cu dezvoltarea, aruncându-ne de pe drum, încetinindu-ne și împiedicându-ne de o piatră, târându-ne în jos și împiedicându-ne să decolăm. Întrucât axa destinului se află în perechea zodiacală Berbec Balanță, multe evenimente ridică acum întrebări legate de capacitatea de a interacționa, de a negocia, de a face parte dintr-un anumit grup, colectiv, comunitate, fără a-și pierde individualitatea. La nivel personal, axa mondială a sorții a trecut și încă trece prin relații personale, de parteneriat și de căsătorie. Și totul a început în vara lui 2023, iar acest trend ne-a fost dat de univers până în ianuarie 2025. La nivel personal, există posibilitatea unor tentații care, dacă cedăm în fața lor și nu trecem peste asta, testul purității sufletului ne poate afecta negativ relațiile personale, dragostea, afacerile, alianțele de parteneriat. În acest moment, problemele care nu au fost rezolvate în cuplu pot ieși la suprafață, iar întrebările nerezolvate, pretențiile, nemulțumirile și dezamăgirile din trecut pot escalada. Dar acest lucru se va întâmpla numai dacă jarul mocnește în continuare, dacă punctul final nu a fost stabilit, dacă subiectul nu este complet închis. Relațiile problematice, împovărate, care sunt deja în scădere, care și-au arătat viabilitatea și perspectivele scăzute, s-ar putea să nu fie ușor, se vor prăbuși. De asemenea, unele secrete și înșelăciuni pot ieși la suprafață, care pot afecta negativ relațiile, iar acest lucru poate afecta atât parteneriatele personale, cât și cele de afaceri. În orice caz, posibilitatea de a testa puterea anumitor alianțe îi așteaptă cel mai probabil pe toți prin relații cu ceilalți, mai ales cu cei mai apropiați, vom trece la anumite lecții, teste, verificări. Merită să acordăm mai multă atenție oamenilor care se străduiesc în acest moment să formeze un fel de alianță, parteneriat sau relație cu noi, deoarece sosirea lor în viața noastră poate fi asociată cu Lilith. Fie ne pot aduce unele necazuri, experiențe în viitor, fie prin ele vom trece prin a lucra și ne vom plăti datoria karmică. Combinația dintre luna neagră și chetu se poate juca și printr-o coliziune cu un anumit program generic negativ care se transmite din generație în generație, atât într-o anumită familie, cât și la nivelul unei întregi națiuni, interferând cu ceva fericit, de succes, viață productivă și dezvoltare. În acest caz, este foarte important să prindem, să înțelegem acest program și să încercăm să scăpăm de el, ne permitându-i să avanseze, închizându-l pentru generațiile și descendenții ulteriori. Deoarece Lili se conectează cu Chetu, atunci în august-septembrie putem fi întoși înapoi, chemați să privim în trecut, să ne amintim istoria, confruntați cu evenimente care pot fi ecourile unei situații aparent trecute. Karma negativă acumulată poate izbucni, ne poate obliga să plătim datorii, chiar să plătim datoriile generațiilor trecute. Dar există și un plus uriaș în asta, conștientizarea greșelilor trecutului, regândirea istoriei, concluziile făcute anterior care ar fi putut fi eronate, eliberându-ne de datoriile karmice, putem trece mai eficient și mai rapid în viitor. La sfârșitul verii, începutul toamnei, axa sorții, împovărată de Lilith, va construi câteva interacțiuni importante. Până pe 19 august, axa sorții va face parte dintr-o configurație, în vârful căreia Selena se va afla, spre deosebire de Lilith, care este un simbol al luminii și al binelui. Aceasta va fi un fel de introducere, un preludiu la evenimente mai importante. Această figură este formată exclusiv din puncte karmice, simbolizând lupta dintre bine, Selena, și rău, Lilith, al cărei rezultat, în funcție de ceea ce câștigă, va influența direct întreaga comunitate mondială prin axa sorții. Dar nu trebuie să uităm de nivelul personal, pentru că fiecare dintre noi face parte din comunitatea mondială. 28-29 august va fi un moment foarte alarmant, dovadă fiind careul te format pe cer, care se bazează din nou pe axa destinului, iar luna, simbolizând oamenii, se ridică în vârf. Evenimentele din aceste două zile pot afecta mulți oameni și îi pot trage într-un fel de vicisitudini ale lumii. În această perioadă, vă recomand să fiți cât mai vigilenți, să stați departe de locuri și persoane periculoase. Acesta va fi unul dintre cele mai strălucitoare momente de activare a carmei în august-septembrie 2024. Un scenariu de rambursare a datoriilor se poate dezvolta aici. Karma negativă acumulată din trecut poate izbucni în lume. Între 1 și 6 septembrie, Venus se va conecta cu Chetu și Lilith. Venus este o planetă personală, așa că această perioadă se poate juca în viața fiecăruia, de exemplu, prin agravarea unor probleme în relații, în dragoste sau în chestiuni de bani și bogăție materială. Ceea ce s-a acumulat și nu a fost rezolvat de noi anterior se poate face simțit și actualizat la maximum. La nivel global, relațiile politice pot deveni tensionate, mai ales în domeniile legate de resursele globale, bani și frontiere de stat. Economia globală ar putea fi, de asemenea, zguduită. Dar din 12 septembrie va începe distracția. În această zi se va forma pe cer cea mai dureroasă configurație planetară, care se numește Marea Cruce, ea va cuprinde în cele mai conflictuale aspecte, care și opoziții luna, marte și axa sorții. 12 septembrie va fi al doilea moment semnificativ al sfârșitului de vară începutul toamnei. Poate că acesta va fi un fel de apogeu, un punct de vârf, deoarece figura implică un marte agresiv și război mic și toate acestea se întâmplă cu participarea lunii, simbol al poporului. Aici se pot desfășura evenimente dramatice, mai ales legate de agravarea conflictelor militaro-politice existente sau de incitarea altora noi și sau cu mare tulburare populară, cu expresia nemulțumirii în masă față de ceva sau cineva. A doua zi, această cruce se va dezintegra, dar jumătatea ei, care nu va fi, de asemenea, o simplă configurație al cărei nume este Careul T, va continua să existe. Această dată va fi reprezentată de axa destinului cu vârful său pe Marte și va dura până pe 20 septembrie 2024. Vă reamintesc că pe 18 septembrie se deschide Coridorul Eclipselor de Toamnă, ușa către care va fi Eclipsa de Lună. Așadar, reiese că situația se va încălzi tocmai în acel moment, după ce a primit eliberarea în cea mai karmică perioadă a oricărui an în Coridorul Eclipselor. Ultima dintre configurații, care ulte cu Marte, care va încheia epopeea asociată cu conjuncția lui Lilith cu axa mondială a sorții, va fi asociată cu bericositatea, agresivitatea și cruzimea. Există riscul, desigur, ca ceva nou să înceapă aici, Lilith și axa sorții își vor face treaba. Poate ni se va arăta ce merităm noi ca civilizație. Dacă întunericul domnește în sufletele noastre, dacă suntem departe de calea spirituală, atunci lumea noastră riscă să se confrunte cu o repetare a carmei trecutului și din nou, într-o măsură sau alta, un anumit scenariu va fi trăit. În cel mai bun caz, dacă lumina din noi va fi mai puternică decât întunericul, putem ieși din acest cerc vicios în care umanitatea rătăcește de mii de ani, iar acest cerc este asociat cu puterea forței, agresivității, cruzimii, cu setea de posesie, cu instincte agresive. O altă opțiune pentru dezvoltarea unui careute cu vârful său pe Marte este suprimarea voinței oamenilor obișnuiți, deoarece în acest moment Marte se va afla în cel mai popular semn generic, RAC, și acesta este și locul casei sale. Dar există un scenariu mai bun. În aceste două luni, ni se va oferi șansa de a trece prin procesul de purificare, eliberare și rambursare a datoriilor karmice. Poate că în acest timp vom face pași către perspicacitate și iluminare, ne vom ridica la un nivel spiritual superior și vom preveni desfășurarea scenariului negativ oferit nouă de Marte, asociat cu distrugerea, durerea, agresivitatea și cruzimea. Din potrivă, vom putea să înfrânge manifestările sale negative, prevenind ce e mai rău să se întâmple. Vă reamintesc că acestea sunt doar presupunerile mele, pentru că nu sunt un expert în astrologie karmică și mai ales în astrologie mondenă, politică, mondială. Adepții astrologiei occidentale, în general, nu-și concentrează atenția asupra acestor puncte karmice, care includ nodurile Selena și Lilith, considerându-le că au un impact redus. Sper să nu se întâmple niciun eveniment serios, dar amite teribil, dar ar putea exista un sens profund similar în circunstanțele actuale. Deci, cel puțin de dragul curiozității, putem observa ce se va întâmpla în această perioadă în lume și, bineînțeles, în propriile noastre vieți și putem trage concluzii despre ceea ce ni se sugerează de sus.